Vă mulțumesc foarte mult, realmente vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici. După cum la rândul meu trebuie să mulțumesc doamnei Bardan. Face parte dintr-o lume, să știți, destul de selectă a bibliotecarilor din România, în care eu am intrat de curând, dar dânsa lucrează de mult. Nu-i cunoșteam înainte de a fi numit la Biblioteca Națională. Și grație unor astfel de oameni, după 2 ani jumate de interimat, în vara asta am dat, după mulți ani în viața mea, am dat un concurs și din august, cred că sunt director plin sau cum se cheamă, în fine. Până acum eram interimar. Da, în fine. Oameni admirabili, bibliotecari. Din păcate, așa cum puteți bănui, supuși vremurilor, în sensul în care de regulă bibliotecile nu sunt dintre cele mai răsfățate instituții din țară, lasă că bibliotecile din România, să știți că sunt împărțite între 3 sau 4 ministere. Bunoară, Biblioteca Națională ține de Ministerul Culturii, bibliotecile județene țin evident de consiliile județene, bibliotecile universitare țin de Ministerul Educației, arhivele țin de Ministerul de Interne. Și asta face ca la aceleași atribuții și la același nivel bunăoară în organigramă să poți să ai salarii diferite. Salariile din Ministerul de Interne sunt mai mari decât cele din Ministerul de Educație, cele din Educație sunt mai mari decât cele din Ministerul Culturii. La muncă, la aceeași muncă, acești oameni au salarii diferite, oricum destul de mici. Și, în fine, nu despre lamentație vorba, ci despre calitatea acestor oameni. Doamna Bardan este un astfel de om care ține, alături de colegii și colegele, mai ales domnii sale, în lumea bibliotecarilor, trebuie să cădem de acord, cred că sunt peste 70% doamne și domnișoare. Dar se vede, să știți, la capitolul seriozitate, cred că mâna femeiască, din acest punct de vedere, se simte. Între mâna de doamnă sau domnișoară și carte, nu vreau să fac judecăți de natură gender, dar mâna femeiască e mai aproape de carte. Și asta o spun cifrele de vânzări. Cele mai bune cumpărătoare sunt doamnele. Fără doamnele din România, piața de carte ar avea mari probleme. Doamna Bardan, vă mulțumesc mult de tot. Vreți să vă dau microfonul? Nu are rost. Nu. Da? Tavi. Eu l-ascult pe Tavi. De anul trecut îl așteptăm pe domnul Cioroianu să revină la Giurgiu, la bibliotecă. Nu e așa că vă bucurați că suntem aici? Da. Împreună? Da. A fost o deschidere admirabilă. Bun. Doamna Bardan, plăcerea e de partea mea, evident, și încă o dată mulțumiri că mi-ați dat prilejul acestei întâlniri. Uitați despre ce e vorba. Pregătesc o carte, lucrez la o carte în momentul de față. În mod normal va apărea la sfârșitul lunii noiembrie sau început de decembrie, când este târgul Gaudeamus. În București, practic, sunt 2 târguri mari la București. E Bookfest în mai, iunie și Gaudeamus la sfârșit de noiembrie. Anul acesta s-ar putea să se întindă la început de decembrie. Și în funcție de aceste târguri, editurile își planifică volumele și asta face ca în negocierea mea cu editura Curtea Veche, unde am... Să zic că majoritatea cărților mele au apărut la Curtea Veche, mai puține la Polirom și mai puține la alte edituri. Mi-au cerut cartea până pe 15 septembrie. Zic, nu pot să vă dau până pe 15 septembrie, vă dau pe 20 septembrie, adică azi. Încă n-am trimis-o. O să o fac luni. Bun, acum nu cred că ar fi lucrat în weekend cineva la ea. Luni, teoretic, ar trebui să trimit această carte, o carte de istorie și de geopolitică, atât pe subiecte românești, cât și pe subiecte legate de fosta Iugoslavie, anume destrămarea fostei Iugoslavii, care pe mine mă interesează ca istoric foarte mult, Iran,
Rusia, evident, și Ucraina. Astea sunt zonele în care în ultimii ani, inevitabil, am citit destul de mult, am conspectat destul de mult și cred că o reflecție de acest gen rămâne necesară. Tema pe care vă o propun azi, ca să fiu foarte deschis, aveam două sau trei în minte, sunt teme din acest volum. Inițial doream să abordez alături de dumneavoastră o temă legată de Ion Antonescu, care din punctul meu de vedere e un personaj extrem de interesant din istoria noastră. Ca analiză, nu sunt un admirator al lui, dar ca analiză și ca personaj istoric e realmente interesant și încă îl descoperim din multe puncte de vedere, interacțiunea lui cu politica României și cu statul român, chiar dacă a avut efecte, din păcate, pentru el dramatice, rămâne totuși ca o întrebare pe care ne putem pune oricare dintre noi. El a ajuns la conducerea statului într-un moment în care, sincer, gândiți-vă oricare ce Dumnezeu a fi făcut, să fie între sovietele lui Stalin și Germania lui Hitler. În condițiile în care România, să știți că niciodată nu vom putea rămâne neutri. România nu poate fi neutră, decât pe termen scurt. Asta ne arată toată istoria noastră modernă. De ce nu putem fi neutri? Din cauza geografiei. Geografia ne condamnă să fim obligați să alegem o parte. Ideea neutralității nu funcționează decât pe termen scurt, drept care, eu vă spun amical, dumneavoastră puteți să o credeți, puteți să nu o credeți. Nu-i luați în serios pe cei care vă spun, haide, domnule, ce atâta bani pe arme, ce NATO, hai să fim neutri. În zona noastră nu poți să fii neutru. A fi neutru înseamnă a invita pe cel mai puternic dintre vecini să vină peste tine. Ori, din acest punct de vedere, Ion Antonescu și-a dat seama că nu poate să fie neutru și a ales, cum știm și cum știți, și nu alegerea în sine mie mi se pare dubioasă, cât anumite greșeli pe care cred că le-a făcut nu ca general sau ca mareșal, ci ca un politic. Imaginați-vă că am intrat în război fără niciun tratat cu Germania, nici un tratat. Am intrat în războiul al doilea mondial pe cuvântul de onoare dintre el și Hitler. Nu se face așa ceva, cred. Gândiți-vă în primul război mondial cât a negociat Ionel Brătianu până ce am intrat în primul război mondial. Și în al doilea rând, spus foarte direct, politica lui rasială. Ion Antonescu a dus o politică rasială în primii ani. N-avea o părere foarte bună nici despre evrei, nici despre țigani sau romi. Și despre asta mă gândeam să vă vorbesc, dar nu să vă vorbesc despre asta. Gândindu-mă și bănuind că voi avea elevi în sală, gândindu-mă că voi avea doamne și domnișoare, aș vrea să vă propun un capitol, iarăși din punctul meu de vedere, interesant și puțin cunoscut, legat de familia noastră regală. Drept care încep foarte abrupt prin a vă spune că tot ce ține de monarhie în România de azi reprezintă un subiect foarte comercial. Și când spun comercial, nu spun deloc depreciativ. Vă spun ca unul care scrie carte de istorie. Și iarăși puneți-vă în pantofii mei, dacă unii ați și făcut-o. Ești cât de cât interesat de dispersia ideilor tale. În cazul unui autor, ești interesat de tirajul cărților tale. Nu poți trăi din scris în România, în limba română nu poți trăi din scris, din păcate, dar pe de altă parte nu te poate lăsa indiferent câtă lume cumpără totuși o carte de-a ta. Ori din acest punct de vedere există categoric subiecte ceva mai comerciale, în sensul bun, repet, gen familia regală, istoria comunismului, ceea ce face că la ora actuală o carte despre Gheorghiu Dej, despre regele Maria, despre Nicolae Ceaușescu să se vândă inevitabil mai bine decât o carte despre
Mihai Viteazu sau decât Ștefan cel Mare sau decât cine vreți, Tudor Vladimirescu, iată, Tudor Vladimirescu acum vreo câțiva ani s-au împlinit 200 de ani de la Revoluția lui. Am vorbit noi în istorie, am făcut colocvii, dar n-a fost o mare zbatere în societate. În schimb, numele Reginei Maria, l-ați văzut, e în reclame, este în mari clinici și spitale, de când e ziua ei, toată lumea își aduce aminte că Regina Maria purta ie, deși nu e prima regină. Prima regină care a purtat ie, evident, a fost Elisabeta, soția lui Carol I. Toată lumea își imaginează că Regina Maria a răsturnat tratatul de pace de la Versailles și i-a convins pe toți să ne dea granițele de astăzi, ceea ce nu e adevărat. Ăsta e primul aspect. Faptul că istoria monarhiei e una foarte, vreți să spun vandabilă, dar sună, cum să zic, sună prea comercial în sensul de terater. Ăsta e un semn bun că lumea încă e interesată de trecutul recent, să zicem, de istoria modernă care începe odată cu primii noștri regi. Al doilea aspect legat de familia regală. Imaginați-vă că există un aspect paradoxal în sensul în care în toți cei 80 de ani ai dinastiei române, plus minus evident, din 1866 când vine domnitorul Carol I, el a venit ca domn, nu ca rege. România nu era un stat independent, da? Când vine Carol I. După 1866 până în 1947, e un detaliu la care vă rog să vă gândiți. România nu excelează în presă tabloidă. Lasă că nu excelează în presă în general. Nu că n-ar fi avut ziare bune. Ziare bune aveam. Dar stătea mai prost cu cei care citeau să citească să scrie. Cei care știau să scrie la sfârșitul secolului al XIX-lea erau în cel mai bun caz unul dintre ei români, iar în primul război mondial, deci 1916, erau cam unul din doi români. Ori asta trebuie să ne dea o idee asupra ce însemna un articol apărut atunci în ziar. Lasă că și cei care știau să citească nu știu ce prea înțelegeau. Și ca exemplu, noi credem că e o glumă, dar începutul de la Noaptea Furtunoasă probabil vi-l aduceți aminte, cu cei doi care, mă rog, citesc un ziar de seară, maniera în care îl citesc și mai ales ce se înțelege de acolo, nu e o glumă a lui Caragiale. Este expresia unei societăți proaspăt alfabetizate în mediul urban. În mediul rural, alfabetizarea era cu totul și cu totul incipientă. Ori asta, să ne întoarcem la subiect, face ca în perioada monarhiei noastre și mai ales la primii noștri regi, informațiile să nu ajungă foarte departe. Nu că n-am fi avut ziare critice. Am avut ziare foarte critice la adresa lui Carol I, bunoară ziarele de stânga, nu știu, urmașii pașoptiștilor, mulți dintre pașoptiștii noștri de secolul XIX fuseseră republicani. Unii nu l-au agreat pe Carol I toată viața lor, cum ar fi fondatorul Băncii Naționale, unul dintre, Eugeniu Caradea. Eugeniu Caradea n-a fost niciodată guvernator al Băncii Naționale a României. Suntem la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, deși conducea Banca Națională, dar n-a fost guvernator, cum e domnul Isărescu azi, din simplu motiv că n-a vrut ca actul său de numire trebuia semnat de rege. Nu l-a agreat pe Carol I. El era republican, Eugeniu Caradea. Ambii au rămas în istoria noastră. Eugeniu Caradea are statuie lângă Banca Națională din București, are o statuie la Craiova, am impresia că era originar de acolo. Carol I, evident, are statui în multe orașe din țară, dar ei nu s-au agreat. Și se pare că răzbunarea finală a fost tot a regelui Carol I,
Pentru că în momentul în care a murit, Eugeniu Carada a murit primul și cortegiul care l-a dus spre cimitir a trecut totuși prin fața Palatului Regal și regele a dat perdeaua la o parte și s-a plecat așa puțin în fața cortegiului lui Carada. Ăștia erau generațiile de oameni care, vă dați seama, asta era elita României. O elită incipientă, foarte serioasă și foarte muncitoare, cărora le datorăm foarte multe lucruri, dar care erau printre puținii care știau carte. Și ca să închid subiectul, asta face ca presa noastră de scandal practic să apară foarte târziu. Eu, dacă ar fi să vorbesc serios cu dumneavoastră, aș zice că începuturile ei sunt legate oarecum de perioada lui Carol al II-lea, dar destul de subțire și acolo. Să vă mai dau două exemple. Primii noștri doi regi au trecut prin niște momente dramatice de-a dreptul. Regelui Carol I și soției sale, regina Elisabeta, înainte de războiul de independență, erau domn, da? Domn și soția domnului, le-a murit o fetiță. Maria, unicul copil al lui Carol I, o fetiță, a murit la 3-4 anișori. Nu veți găsi în presă mare tamtam. Păi astăzi imaginați-vă ce s-ar întâmpla, Doamne ferește, în cazul unui lider de stat, se moară un copil, vuiește presa, chiar și presa serioasă. Regelui Ferdinand îi moare un copil chiar în anul 1916, de tifos, se pare. În noiembrie 1916 intrasem în război, dar războiul n-a mers bine, cum se știe, primul război mondial, și al șaselea copil al familiei, Maria, regina Maria și regele Ferdinand, la vreo trei anișori, era născut în 1913 și la vreo trei anișori a murit, chiar înainte ca familia regală să plece din București spre Iași. Iarăși, presa se ocupa de front, se ocupa de ce fac aliații, că intrasem și noi în război de partea Antantei. Nu veți găsi mari reportaje senzaționale despre moartea lui Mircea, așa îl chema. Mircea, pe cel de-al șaselea copil. Ori vedeți, această lipsă a presei tabloide de atunci e un avantaj pentru istoricii de azi. Multe din aceste lucruri care țin de familia regală a României n-au ajuns niciodată la public. Și să vă spun un lucru amuzant, imaginați-vă că am ajuns la Paris ca ambasador la UNESCO în vara lui 2015 și în toamnă, prin noiembrie, mi-am notat atunci, eu am ținut un jurnal care m-a ajutat să scriu o carte despre mandatul meu parizian. În noiembrie 2015 mă tot întâlneam în lift, locuiam la etajul 5, într-o clădire evident închiriată de Ministerul de Externe Român. N-are rost să vă ascund, era destul de scumpă chiria acolo. În cazul meu, deși era un apartament foarte mic, dar era scump, pe malul drept al Senei, cum se spune, malul drept e malul burghez, malul stâng e pentru studențime și pentru intelectuali. Cartierul Latin, evident, Sorbona, sunt pe malul stâng. Eu pe malul drept locuiam într-o clădire în care vreme de 5 ani jumate eu n-am auzit un râs de copil. Erau numai familii în vârstă, bănuiesc bogate, cel de la care închiriase Ministerul de Externe Român, pentru că înaintea mea a stat acolo și profesorul Nicolae Manolescu. Dânsul divorțase și s-a mutat dintr-un apartament mai mare într-un apartament mai mic, acesta pe care l-am păstrat și eu. Dar oricum chiria era de vreo 5.000 de euro pe lună și era considerată mică. În momentul în care am plecat 5 ani jumate mai târziu, în decembrie 2020, prețul pe metru pătrat în zonă era de vreo 14.000 de euro metru pătrat. Ce vreau să vă spun? Astfel încât eu îmi vedeam vecinii în lift. Nu făceam piața în aceleași locuri, nu erau persoane foarte active, mulți dintre ei, dar în lift ne mai întâlneam.
Și mă întâlnesc în noiembrie 2015 într-o seară, parcă văd cu un domn, foarte drept, foarte bine conservat, și zice, îmi spune așa, foarte amabil, am înțeles că sunteți ambasador din România, da. Ce trebuie să vă spun ceva, zice, copilăria mea e foarte legată de un rege de-al vostru. Eu zic, dar ce copilărie, iertați-mă, zic, ce rege? Ce nu mai știu ce rege, dar ce bunica mea, când eu aveam câțiva ani, bunica mea îmi citea despre aventurile galante ale unui rege al României. Zic, iertați-mă, zic, am ce vârstă aveți? Zic, să nu fie indecentă întrebarea. A, nu, geamă, 82 de ani. E, zic, în cazul ăsta, nu poate fi decât regele Carol al II-lea al României. Probabil bunica vă cita. Da, 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 se poate, nu mai știu. Zic, știți că fiul lui trăiește? Nu se poate el, se poate vrei. Nu, zic, trăiește, vă dați seama, noiembrie 2015, regele Mihai încă era în viață. Deseori m-am gândit la acest lucru. Adică iată cum într-un fel, prin niște fire absolut aleatorii, ceea ce noi numim în istorie regele Playboy, regele Carol al II-lea, marcase copilăria acestui francez, căruia bunica îi citea din ziare. Și lucru m-a tușat, pentru că și eu sunt unul dintre nepoții cărora bunicile le-au citit și mie îmi citeau bunicile povești. La câtă vreme nu, că eram eu capabil să o fac. Ce vreau să spun? Nu că ar fi lipsit pamfletele la adresa regilor noștri, nu că ar fi lipsit unele pagini memorialistice, sunt foarte acide. Gândiți-vă că noi am avut memorialiști de calibru totuși în România, gen, eu știu, Argetoianu, Ighe Duca are niște memorii foarte interesante. Argetoianu, din punctul meu de vedere, cred că sunt cele mai bine scrise memorii din istoria, din literatura noastră politică. Chiar dacă nici el n-a fost un model de virtute sau, din păcate, a avut și un sfârșit dramatic, cum bine știți că a murit închis, dar Argetoianu are niște pagini de amintire absolut superbe. Nu că ar avea dreptate în tot ce spune, nici pe departe. Da, în același timp o spune cu farmec și trebuie ca istoric să iei cum granul salis, cum se spune, cu simț critic. La fel, regii noștri, să știți că au lăsat pagine admirabile. Recent a apărut un volum pe care îl recomand cu mare căldură, Corespondența dintre Carol I și soția lui Elisabeta. Nu vă puteți imagina, pentru că toți avem imaginea unui Carol I sfinx și a soției lui, pe care parcă o vedem mereu cu păr alb, un fel de mamaie care a avut grijă de tinerețea lui George Enescu, dar această mamaie era tinerică în momentul în care l-a întâlnit pe Mihai Eminescu. Și se pare că Mihai Eminescu, care știa germana, n-a fost foarte încântat de versurile Elisabetei, care scria poezie. Elisabeta, soția lui Carol I, avea pseudonim literar, Carmen Silva. A scris și proză, poezii, versuri. Mihai Eminescu se pare că n-a fost foarte încântat de versurile reginei României, că bănuiesc că era după 1881 când România devine regat. Dar regina nu s-a supărat. Știa că Eminescu e un mare poet, nu s-a supărat că Eminescu n-a complimentat-o. Vai, maestate, ce frumos scrieți! Cum îi spunea Vasile Alexandrie. Vasile Alexandrie era mare admirator și se pare că i-a și stilizat anumite versuri ale reginei. Mihai Eminescu n-a făcut-o. Ori noi ne imaginăm pe Carol, pe regina Elisabeta așa cum o vedem în poze. Adevărul e următorul. Evident că a venit o tinerică, soție a lui Carol I, după moartea copiilor, după moartea fetiței, iertați-mă, în 1874, au încercat să aibă copii, nu s-a mai putut, a făcut vizite la medici,
ginecologi. Și lucrurile astea apar în scrisori. Unele pagini sunt de-a dreptul erotice. Stăteau foarte mult despărțiți. Nu călătoreau cu avionul. Când mergea la un medic în Germania, Elisabeta lipsea cu săptămânile. Nu se ducea astăzi, avea mâine programare și se întorcea duminică. Lipsea cu săptămânile, timp în care scria soțului ei, regele României. Paginile sunt emoționante. Doi oameni încă tineri care își doreau un copil. De ce? Pentru că era datoria lor. Sigur că și bucuria ca părinte de a avea un copil. Dar oamenii ăștia își luau menirea în serios. Printre datoriile lor era și aceea de a lăsa un moștenitor. În fine, evident, cum se știe, n-au mai avut copii și corona a rămas nepotului, după frate, Ferdinand, care, din fericire, s-a nimerit a fi un excelent rege. Mai departe, pentru că ascultați, am făcut o convenție cu doamna Bardan, nu o să vă țin, știți că profesorii de regulă vorbesc de 2 ore, n-are rost să vă temeți, nu vom vorbi 2 ore, sau alții au de la mine pretenția să vorbesc așa în câte 5 minute, în pastile, mereu, nici asta nu pot să fac. Pentru filmulețele alea de 5 minute care mai pot fi văzute pe YouTube, să știți că munceam destul de mult pentru fiecare 5 minute. Dar, oricum, mă gândesc să vorbesc vreo 40 de minute, deci încă vreo 10 minute, după care, în măsura în care doriți să puneți întrebări, sunt evident la dispoziția dumneavoastră. Trecem la etajul următor. Carol I, așadar, și regina Elisabeta, să știți că din multe puncte de vedere sunt în continuare încă necunoscuți la noi. Deși avem surse, avem materiale descrise de istorici foarte multe, din păcate puține imagini, și ajungem la etajul următor, celui de-al doilea rege, Ferdinand și Maria, 6 copii, dintre care 5 au trăit, cum v-am spus, Mircea cel mai mic a murit în noiembrie 1916 și toată lumea, pe unde abordez subiectul, prima întrebare este, domnule, dar toți erau ai regelui Carol, al regelui Ferdinand, toți erau copiii lui. Pentru că, în mod ciudat, există printre multele clișee din imaginarul nostru istoric, este acesta al reginei Maria ca fiind o devoratoare de bărbați, a lui Carol al II-lea un mascul cu un insațiabil apetit erotic, eventual Elena Ceaușescu, o mică prostituată în tinerețe, Nicu Ceaușescu, evident, un violator pe jumătate beat. Dragii mei, doamnelor și domnilor, toate sunt false. N-am timp acum să vă vorbesc despre Elena Ceaușescu sau despre Nicu Ceaușescu, nici nu e subiectul. Dar în cazul reginei Maria sau lui Carol al II-lea, că o să revin și la el, eu aș spune altceva în cazul lor. Și am mai spus-o și încerc scuze, pentru poate, eu știu, poate ori fi fost studenți de-ai mei sau, în fine, oameni care poate m-au mai văzut la televizor, nici un popor serios de pe lumea asta nu judecă conducătorii după ce fac noaptea. Nu există un popor care să judece conducătorii după ce fac ei noaptea. Dacă ai face o istorie a Franței după ce făceau regii noaptea sau a Marii Britanii, sau n-ai ajunge niciunde. E o fundătură. Noi trebuie să ne judecăm conducătorii după ce Dumnezeu face ziua. Ori din punctul ăsta de vedere, deși eu am convingerea că toți cei 5 copii seamănă, să știți că seamănă cu Ferdinand și Carol I, mă refer la fizic, fetele la fel, au ceva din privirea aia oțelită germană a lui Ferdinand.
au ceva din frumusețea Mariei, cu siguranță, dar bun, hai să zicem, e normal să semeni cu mama, băieții în orice caz. Iar Carol al doilea este copia fidelă a mamei lui. Exact ce ne place nouă la Maria, că era extrovertită, că era impertinentă, dar la modul simpatic, că îi plăcea să domine. Exact astea le-a moștenit Carol al doilea. Numai că la Carol al doilea nu ne mai plac. Fiind bărbat, spunem de el că era playboy, că era exact copia mamei lui. Îi plăcea să placă, îi plăcea să domine, îi plăcea să conducă discuția. Ceea ce e simpatic la Maria e penalizabil la fiul ei. Deci din punctul ăsta, da, iar fizic Carol al doilea seamănă cu tatăl, bun, e primul copil, hai să zicem că primul copil, sunt mari șanse să fie la mândurora. Dar eu am convingerea că toate bârfele astea legate de viața lor separată, nu zic că n-ar fi avut, adică în primul rând, sincer să spunem, că n-a fost o căsnicie perfectă în modul unei fidelități, așa cum ne imaginăm după romane sau după... Dar și-au jucat rolul de suveran admirabil. Admirabil. Indiferent de ce era în sufletul lor, știm câteva povești de dragoste. Și ale reginei Maria și ale lui Ferdinand. În timpul căsătoriei. Dar cum v-am spus, cei care știau despre ele erau o minoritate infimă. Presa să fi scris despre așa ceva. Păi în istoria presei europene, tot ce ne imaginăm noi, agresivitate, este extrem de recent. În anii 1980, orice redacție de ziar din Franța știa de familia paralelă a președintelui François Mitterrand. Unii știau că el are o fată care nu, a cărei mamă nu era soția lui, dar nu scria nimeni în presa franceză. Și e vorba de François Mitterrand. Cei de o anumită vârstă l-am prins. Apropo, e primul francez, primul președinte străin care a vizitat România după 1990, acest François Mitterrand. Și s-a dovedit că avea o familie dublă. Și o fetiță cu femeia cu care altfel s-a iubit foarte mult. Dar presa nu scria despre așa ceva. Ori vedeți, să știți că nici în istoria noastră nu e altfel. Considerau că viața privată e privată. E o mare diferență față de presa de azi. Așa încât, indiferent de ce se întâmplă, eu știu care ar fi fost adevărul și care pe mine, sincer, nici mă interesează al aventurilor lor, alt lucru pe care vreau să vi-l spun, oamenii ăștia nu și-au ars arhiva, nu și-au ars scrisorile. Astăzi găsim scrisori de dragoste scrise de regina Maria, să zicem pentru alții decât regele Ferdinand. Dar nu și l-au ars. Într-un fel era o asumare a eleganței într-o lume elegantă și ce ne rămâne nouă în minte e totuși încoronarea lor superbă din octombrie 1922. Pe care, apropo, acum 2 ani, cam pe vremea asta, aniversam centenarul de la încoronarea regelui și reginei României la Alba Iulia. Imaginile astea ne rămân cu ei. În ciuda aceea, tot ce se poate spune despre viețile lor, care într-un fel sau altul erau sau nu paralele, dar indiferent cât ar fi fost de, hai să zicem, înstrăinați la un moment dat ca bărbați și femeie, rămâne acest lucru de încărcătură politică și geopolitică reală, care a fost faptul că toate căsătoriile practic ale copiilor lor au avut în principal o latură politică asumată, ceea ce din păcate a dus la fragilitatea acestor căsătorii. Ca să vă dau, evident, primul exemplu care ne vine în minte este chiar al lui Carol al doilea, care se căsătorește în martie 1921 cu prințesa Greciei, Elena, da? Mama regelui Mihai. Elena era prințesa Greciei, fiica regelui Greciei în acel moment. Se căsătorește cu ea în martie 1921
n-a durat foarte mult ca atare. Adică mai mult le-a luat să divorțeze decât le-a luat să trăiască împreună. Dar n-a fost singurul în povestea asta. Iată ce reiese din ce știm din istorie, evident. Și o să vă vorbesc despre Maria ca de ce îi se spune soacra Balcanilor, evident. Da, nu e o glumă. În primul băiat, așadar, Carol, se căsătorește în martie 1921 cu prințesa Greciei, dar în o lună mai devreme, înainte de Carol, care nu e prima nuntă, și o să vă spun ceva interesant apropo de nunta asta, în februarie 1921, principesa Elisabeta, al doilea copil al cuplului, se căsătorea cu prințul George al doilea al Greciei. Ulterior, în iunie 1922, cealaltă fiică a regilor noștri, Maria, care îi se spunea Minion, și interesant de ce îi se spunea Minion, s-a căsătorit cu, în iunie 22, cu regele Alexandru al Iugoslaviei. Ce se întâmplă? Minion era al treilea copil. Regina Maria era convinsă că va fi ultimul. Și au dat numele Maria, dar îi se spunea Minion, că va rămâne cea mai mică. A mai avut trei copii după Minion. Dar așa se întâmplă. I s-a spus toată viața Minion și s-a căsătorit cu acest nefericit rege Alexandru al Iugoslaviei. De ce spune fericit? A avut, culmea, că a fost singura căsătorie reușită. Elisabeta a divorțat după câțiva ani. După vreo 10 ani, cred, a divorțat de prințul Greciei. Elisabeta Minion, căsătorită cu regele Iugoslaviei, au făcut un cuplu admirabil, numai că, ce să vezi, în 1934, în toamnă, octombrie 34, regele Iugoslaviei făcea o vizită în Franța și a fost împușcat la Marsilia de un anarhist bulgar. Și așa a luat final viața lui Alexandru, regele Serbiei. Și să știți, până în ziua de azi, dacă veți avea ocazia să vorbiți cu un sârb, o iubesc toți pe Mărioara. Cei mai educați dintre ei știu că îi se spune Mărioara. O iubesc pentru că a fost o foarte bună... Ea a rămas în Iugoslavia după ce a fost împușcat soțul ei și a rămas ca fiind regina mamă, foarte stimată, până într-acolo încât acum vreo 10 ani Serbia de azi i-au repatriat-o semintele. Pentru că, mă rog, după al doilea război mondial a plecat din Iugoslavia cu Tito, vă dați seama? Tito a lăsat-o să plece de altfel și a murit în străinătate, dar acum 10 ani, în 2013 sau 2014, Serbia i-a repatriat-o semintele și ea este îngropată în necropola lor, să spunem, din apropiere de Belgrad. Deci, cea lui Minion, cum vă spuneam, a fost cam cea mai fericită în condițiile în care nu mai vreau să discut despre, eu știu, un personaj care mie mi se pare extrem de simpatic din toate punctele de vedere. Dacă ar fi să scriu mă uit și eu, cum vă, probabil vă uitați și noastră, la serialele astea britanice despre coroana lor, dar sunt și alte țări care au seriale de televiziune, subiecte din astea istorico-politice. Familia noastră regală oferă subiecte de, nu de un serial, de 10.000. Un personaj foarte interesant e Nichi, Nicolae. Băiatul mai mic, născut înaintea lui Mircea, Mircea moare, Nichi, alintatul familiei Nicolae, știa că n-are nicio șansă să ajungă la tron, total diferit față de Carol, fratele lui, Carol al doilea, Nichi era la antipod. Carol întâi, cum v-am spus, semăna cu regina Maria, exploziv, șarmant. Uitați-vă la Clark Gable,
cum îl cheamă pe cel care, doamna Popovici, cel care joacă în Periple Vântului. Clark Gable. Uitați-vă în epoca aia și o să vedeți explicația pentru mustăcioara lui Carol, pentru aerul Țanțoș. Nicolae semăna cu tatăl, cu Ferdinand. Introvertit, fin, educat, dar știa că n-a nicio șansă la tron. Marea lui, să spunem, realizare în raport cu istoria țării a fost faptul că a condus regența. Ce a însemnat regența? Unii dintre dumneavoastră știți, fără îndoială, o spun pentru prietenii noștri mai tineri. În 1927 moare regele Ferdinand. Ce să vezi? Băiatul lui prim, Carol, era plecat din țară, renunțase la tron. Iar Mihai, nepotul lui Ferdinand, avea 6 ani. Mihai născut în 1921. Mihai s-a născut foarte repede după căsătoria lui Elena și a lui Carol. Păi v-am zis, se căsătorise în martie, în octombrie se naște Mihai. Și în momentul în care Ferdinand moare, în 1927, pentru un rege minor de 6 ani, cum era Mihai, se instituie o regență, pe care Nicolae, fratele mai mic al lui Carol al II-lea, o conduce vreme de câțiva ani, pentru că, așa cum se știe, în 1930 Carol al II-lea s-a întors. E, iarăși, poate că nu știați detaliu, regina Maria a dorit foarte mult să fie în regență. Surpriză! Elita politică a refuzat-o elegant. Au refuzat-o pentru că, vreți să vă spun adevărul, în permanență ea a fost soția regelui Ferdinand. Ea niciodată n-a fost regina Maria ca personaj, ca entitate separată. În momentul în care în 1919 face vizitele la Paris, 1920, în fine, chiar și în cele mai de succes vizitele ei în Occident, ea nu era primită ca regina Maria. Era primită ca soția regelui României Ferdinand. Femeile nu făceau politică în spațiul nostru atunci. Nu suntem în Anglia, unde avuseseră regine sau țările Nordului. În zona noastră era soția unui rege. Și așa a fost primită și la Paris, în marele ei voiaj din timpul conferinței de pace, când a locuit la hotelul Ritz. Nu vă luați după cei care vă spun că s-a dus ea și a răsturnat hărțile Europei și ce cerea i s-a dat, nici pe departe. Era văzută ca soția regelui României și numele ăsta s-a dus. Nu vorbea, vă spun eu, sunt regina Maria și vă spun eu. Nu. Moare soțul ei, toți cei mai fideli oameni politici regelui au spus, maestate, nu e normal să fiți în regență, lăsați, aveți alte treburi, consumați-vă doliu. Ea ar fi vrut să fie în regență. N-a intrat. Și a fost o primă supărare. Iar când a venit Carol al II-lea, după ce s-a întors în 1930, în mod categoric, Carol al II-lea a îndepărtat-o de scenă. Semănau între atât de mult, încât Carol al II-lea nu vrea să împartă cu ea prima scenă. Pentru că știa că e bună. Știa că poate crea, atrage atenția. Și a îndepărtat-o cât mai mult, ceea ce ea a înțeles, evident că era femeie suficient de inteligentă încât să-și dea seama că nu poate să-l deranjeze pe fiul ei. Și s-a autoexilat, nu mai vezi poze cu ea la București, vezi în schimb poze foarte frumoase cu ea la Balcic, unde se știe că a făcut o minune de castel pe care, din fericire, vecinii noștri bulgari îl păstrează foarte bine. Asta e adevărul, nu are rost să ne plângem. E păstrat în condiții, cred că mulți dintre dumneavoastră l-ați și văzut. E bine, acest Nichi, plecasem de la Nicolae și mă opresc imediat. Domnule, o viață extrem de interesantă. Imaginați-vă că, sigur, după ce se întoarce Carol în țară, avea relații bune cu Carol, cu fratele lui. Da, era fratele mai mare și fratele mai mic
fratele mai mare dominator, fratele mai mic care nu avea nicio ambiție politică. Se căsătorește cu o româncă, el se putea căsători cu cine vrea. Că oricum nu... S-a căsătorit cu o româncă, dar din păcate n-a funcționat. S-a certat cu fratele său. Fratele său i-a spus, da, dar nu e bine să... Tocmai cu o româncă ți-ai găsit. Exact Carol al II-lea, care se căsătorise cu Zizi Lambrino în 1918. Dar acum, în 1931, vrea să-l convingă pe fratele său să nu se căsătorească cu o româncă. Și ai grijă că dacă te căsătorești, te dau afară din casa regală. Și ăsta îi spune, fă ce vrei, puțin îmi pasă, ce eu iubesc pe femeia asta. S-a căsătorit cu românca, dar, în fine, să zicem că n-a funcționat foarte mult, dar a plecat în Elveția, acolo a dorit el să plece. Culmea e că s-au certat, s-a împăcat cu prima soție. Părea că totul funcționează, dar a murit. Prima lui soție a murit, prematur. După ce își reparaseră relația și totul părea din nou bine, a murit săraca femeie și asta face ca ulterior, a stat o mulțime de ani singur, Nichi, și spre finalul vieții, într-un fel, mă rog, spre finalul vieții, la vreo 60 de ani, s-a căsătorit cu o femeie, o portugheză, cu care s-a înțeles extrem de bine și, în fine, n-au mai avut copii, nu se mai punea problema și vârsta lui și vârsta ei și a murit la 74 de ani Nichi în 1978. Deci vă dați seama. Și aici un detaliu pe care mi l-a spus Ștefan Andrei, fostul ministru de externe din anii 80, cu care, hai să zic, nu numai în definitiv, eu am respectat instituția pe care a servit-o. Vă dați seama că era ministru de externe și acest om venea în audiență, niciodată nu l-am făcut să aștepte. De ce l-aș fi făcut să aștepte în anticameră? În felul ăsta răzbunam eu comunismul. Evident că îl primeam o cafea sau ce dorea și am avut lungi discuții cu Ștefan Andrei. Evident, mă interesa istoria pe care o trăise. Și el mi-a spus la un moment dat că în 1977, cu un an înainte de a muri, altfel era bine, mental vorbind, Nicolae Nichi, a trimis o telegramă după cutremurul din 77, în care își declara compasiunea cu poporul român. Ceaușescu n-a fost de acord să fie făcută publică. Și, mă rog, ar fi rămas unde putea să ajungă o telegramă a fiului cel mic al regelui Ferdinand, trimisă în România în 1977, când Nicolae Ceaușescu era în culmea puterii lui. Probabil o vom găsi prin vreo arhivă pe undeva. Niciodată nu s-a făcut publică acest mesaj de compasiune și de solidaritate a lui Nicolae cu poporul român. Și în 1978 Nichi a murit, cred că împăcat într-un fel cu el însuși, dar măcar a avut o viață, să zicem, liniștită. În fine, mă opresc, vă dați seama că ar fi multe de spus. Sper la anul să revin cu aici, dacă doamna Bardan, bineînțeles, va mai face onoarea de a mă invita. Evident, pe cei care veți veni la Târgu de Carte, la Gaudeamus, la București, vă invit cu mare drag. Într-una dintre zile va fi lansarea acestei cărți pe care, probabil, cu puțin noroc, o voi trimite luni sau marți, maxim, miercuri sau joi. Dacă n-apuc până vineri, mai așteaptă o săptămână. Și e un gen de reflecție pe care eu cred că trebuie să-l avem, în ideea în care vă imaginați că toți acești oameni de fapt fac parte din trecutul statului nostru. Că poți să fii monarhist sau republican, nu asta contează. Dar uite că nu te lasă în pace televizorul. Ați văzut poveștile lui Paul Lambrino sau Paul de România, cum își spune el. Istoria e foarte interesantă. Mircea Grigore
tatăl lui este fiu al prințului Carol al II-lea, care face un gest de o stupiditate extremă. În septembrie 1918 fuge cu Ioana Lambrino Ioana Zizi Lambrino, fug la Odessa, se căsătoresc, scandal mare, rămâne gravidă. În 1919, în anul următor, presiunea familiei îl face să anuleze contractul. I s-a spus limpede, ești pasibil de pedeapsă. Nu numai că vei fi exclus din casa, din familia regală, dar ești pasibil de dezertare. Ce să vezi? Odessa nu era în stăpânirea rușilor în momentul ăla. La nunta lui au fost ofițeri ai puterilor centrale. Și era puțin pasibil de dezertare. Lasă că era ofițer, Carol, tânărul Carol al II-lea. Dar Zizi a rămas gravidă. Băiatul s-a născut, Mircea Grigore, clar e al lui, pentru că se seamănă bucățică, ruptă, cum se spune. Acum, înțelegerea a fost așa. Soția, mă rog, fosta, Zizi Lambrino și copilul pleacă la Paris, îi se dă lunar o rentă și ea renunță la orice drept pentru copilul ei și pentru urmașii copilului ei. Asta a fost înțelegerea. Zizi Lambrino a respectat înțelegerea, Mircea Grigore a respectat înțelegerea, numai că a avut trei soții și câte un băiat cu primele două dintre ele. Deci Mircea Grigore a avut 2 băieți, din care acest Paul e primul băiat cu prima soție. Și destul de abil, acest Paul Lambrino, dar el a renunțat la nume și și-a zis al României, s-a dus în Portugalia, care, cum bine știți, e o republică, și a spus, domnule, stai puțin, eu sunt fiul natural, al fiului natural, al regelui României, Carol al II-lea. Și justiția portugheză a spus, domnule, dacă e fiul natural, al fiului natural, și de aici întrec tăvălugul de scandaluri, cred eu, destul de jenante, pentru el, în primul rând. Dar și pentru noi, că dacă se cheamă al României, vă dați seama, măcar așa câte o notă în presa europeană, e un fugar prin Malta, Paul de Rumanii, care justiția din țara lui îl vrea, Malta spune că nu-l lasă, nu e. Putem glumi, putem râde, dar nu e ceva pe măsura istoriei familiei dinastice. Vă mulțumesc foarte mult. Întrebări, avem aici microfon, dacă sunt întrebări, cu drag. Domnule profesor, la început ați amintit de spațiul iugoslav și că aveți cunoștință despre istoria Iugoslaviei. E un capitol în carte, da. În cartea asta care o să apară. Istoria Iugoslaviei înainte de trecerea la comunism și o perioadă în timpul războiului, care, celui de-al doilea război mondial. De ce vă întreb? Pentru că sunteți documentat mai bine în această problemă. Mama mea este sârboaică, iar în 1977 am avut ocazia să ajung la Belgrad, la verișorul mamei, care e căsătorit cu Zora, care a fost infirmiera lui Tito. Dacă știți filmul Suzesca, din păcate nu. Da, acolo soția unchiului meu a jucat rolul infirmierei lui Tito. Foarte interesant. Și am avut cu dânsul niște discuții, pentru că atunci când eram mai mic, în 52-53, vedeam fotografii, reclame,
postere în care apărea Tito cu un topor. Da. Tito călău popoarelor și l-am întrebat pe unchiul meu, zic, unchiul, de ce pentru să spune lucrul ăsta despre Tito? Și atunci am aflat un lucru foarte interesant, pentru că dintre toate țările lagărului socialist care au ieșit din cel de-al doilea război mondial, Iugoslavia nu a plătit datorii de război, ea a primit compensații foarte, foarte mari și îmi explica soția unchiului Zora, pentru că participa totdeauna fiind infirmiera lui la discuțiile care au fost între părțile beligerante, Anglia, Franța, Tito, ca să dea drumul la acel, la frontul în Balcani, să se treacă în Iugoslavia, a cerut niște compensații uriașe pentru fiecare sârb ucis, o sumă de bani, fabrică, sat și toate astea. Și acest lucru, dacă aveți cunoștințe și știți, pentru că cu adevărat după cel de-al doilea război mondial, 55-56, 60, când România trecea prin niște perioade foarte grele, Iugoslavia se dezvolta foarte mult datorită sumelor pe care le primea din Occident. Da, uite cum văd eu lucrurile. Nu că aș ști, nu sunt expert în istoria Iugoslaviei, mai ales că acest capitol din cartea mea privește strict destrămarea Iugoslaviei. Mie mi se pare foarte interesant cum acest stat pe care eu l-am admirat, ascultați, eu sunt din Craiova. Toată adolescența mea, până când m-a împins destinul să merg la facultate la București, și am mers la facultate la București, dragă Tavi, pentru că nu era facultate de istorie la Craiova. Dacă ar fi fost la Craiova facultate de istorie, vă spun deschis că nu plecam la București. De ce m-ar fi trimis părinții la București dacă ar fost facultate la Craiova? Dar pe vremea fostului regim, că eu am început facultatea, vă dați seama că am prins-o în 88. Cu un an înainte de căderea regimului am intrat eu la facultate. Trei facultăți de istorie, Iași, Cluj, București. Și cu mai mei, eu le-am spus că îmi place istoria, m-a lăsat în pace. Mi-a zis, du-te la istorie, fă ce vrei la istorie, du-te la București. Până atunci, noi toți eram cablați pe televiziunea iugoslavă. Așa cum dumneavoastră la Giurgiu, cei care erați giurgiuveni, ne uitam toți la bulgari, că de la Craiova prindești bulgarii. Dar de la Craiova, nu știu, poate și de la dumneavoastră, nu dau seama, dar Craiova e puțin mai la vest. La Craiova se prindeau și sârbii, două programe. Severinu, Timișoara, toți eram pe sârbi. Sârbi, zicem noi. Dar era televiziunea iugoslavă, pentru că într-o zi emitea de la Belgrad, pe urmă de la Zagreb, în altă zi de la Titograd, în altă zi din Slovenia de azi. Într-o zi scria în cirilice, la televizor subtitrau și ei ca și noi, într-o zi scriau în litere latine, în sârbo-croată. Da, sârba se scria cu chirilice, croata cu latine. Și pentru mine era țara, cum să vă spun, lasă că toți ne-am fi dorit să fugim, să trecem Dunărea, să mergem în Iugoslavia. Asta era fantezia noastră de liceu. În fiecare vară încercau tineri să treacă granița, cum se știe, pe Dunăre. Unii, din păcate, împușcați. Dar, în fine, asta e altă poveste. Și deci eu mă ocup în carte mai mult de destrămarea Iugoslaviei ca studiu de caz geopolitic, dar despre ce vorbiți dumneavoastră, lucrurile cred eu că stau în felul următor. În primul rând că Iugoslavia n-a fost considerată țara aliată a Germaniei câtă vreme Tito a rezistat eroic. Că Tito s-a comportat, cred eu, incorrect față de monarhiștii sârbi, e clar. Culmea e că monarhiștii ăștia sârbi erau tot împotriva lui Hitler. Dar el croat fiind, în fine, el spunea că e iugoslav, a condus rezistența partizanii comuniști, dar i-a omorât și pe naționaliștii sârbi, monarhiștii sârbi. Deși teoretic luptau toți împotriva lui Hitler. Ustașii și cednicii și ustașii. Cednicii și ustașii. Această animozitate între croați și sârbi dăinuie încă, din păcate, până în ziua de azi.
sunt naționaliști și de o parte și de alta. Deci el n-a fost considerat, cum a fost cazul României, o țară, noi am plătit datorii despăgubiri Uniunii Sovietice ca fiind țară aliată Germaniei, alături de care atacasem Uniunea Sovietică. În iunie 1941, vă rog. A spus, când spunea Cantizora, că el ne-a spus nu deschideți frontul Iugoslaviei și nu treceți în Iugoslavia până când nu îmi dați aceste despăgubiri poporului. Aici nu, aici am rezerve. Și să mă ajutați să fiți de acord ca să unesc toate republicile sub o singură comandă. Nu, povestea e că această debarcare în Balcanii noi ne-am fi dorit-o, adică Iuliu Maniu, nu știu, opoziția democratică din România și-ar fi dorit o debarcare aliată în Balcani. Dar singurul care a dorit o debarcare aliată în Balcani a fost Churchill. Și Churchill a renunțat după vreme. Din diverse motive, Churchill cred că bănuia că zona asta e mai apropiată de Uniunea Sovietică. Ascultați, după 43, în februarie 43, este eșecul bătăliei Stalingradului. Mă rog, iar vara lui 43 e bătălia cea mai mare de tancuri din istorie, apropo, la Kursk, despre care vorbim noi zilele astea, am vorbit că au făcut acolo ucrainenii incursiune. Ce a fost cea mai mare bătălie de tancuri din istorie până în acel moment și au câștigat-o sovietici. Din vara lui 43, sovieticii trec la contraatac. Nu-ți trebuia mare, cum să spun, mari cunoștințe ca să-ți dai seama că, de fapt, Uniunea Sovietică era în avans. Ce să mai facă debarcare în Balcani? Iar, apropo, ăsta a fost ghinionul nostru cu 23 august. Știți că Antonescu dorea, facem o rezistență, imaginați-vă Focșaniu, aproape de munte, Nămoloasa la mijloc și Galațiu aproape de Dunăre. Deci, practic, un front între Carpați și Dunăre să-i oprim pe ruși. Gândea Antonescu. Îi oprim, rușii o să încerce o lună, două, dar de fapt rușii nu se vor mulțumi că interesul lor e să meargă spre Berlin și vor trece Carpații, nu vor trece de linia Focșană-Moloasa-Galați spre sud și vor trece Carpații spre vest, se gândea Antonescu, prioritatea lor fiind să ajungă la Berlin. E, ce nu știa Antonescu? E că, de fapt, Stalin și frontul de sud al armatei ruse, planul lor era să ajungă la București, la Sofia și la Belgrad. Și 23 august, noi, într-un fel, le-am deschis calea spre Bulgaria și spre Iugoslavia. Pentru că rușii vreau să ajungă eliberator și la București, și la Sofia, și la Belgrad. La București n-a fost cazul că noi eliberasem, să zicem, Bucureștiul, dar după noi Bulgaria comunistă avea sărbătoarea națională pe 9 septembrie. Vecinii noștri, prietenii noștri de peste Dunăre, pe 9 septembrie sărbau eliberarea de către, evident, prietenii sovietici. Și e adevărat că pe urmă l-au ajutat pe Tito. Sovieticii l-au ajutat și pe Tito, dar, mă rog, l-au ajutat sărăși britanici și Tito a fost suficient de deștept să nu se dea pe mâna nimănui. S-au certat Gheorghiu Dej cu Tito în 48-49. La noi, pe malul românesc, erau și în Piața Romană din București, apropo. Era un tablou, desenul, cred că era de Eugen Taru. Da, era un foarte bun caricaturist. Sigur, grafician mare, în tinerețea lui, evident, unde puteai să publici? În ziarele comuniste. Și el are, cred, sper să nu înșel, are desenul cu Tito îmbrăcat în uniformă de general, cu o bardă în mână și de pe bardă picura o sânge. Dar, stați că pe malul ălalt al Dunării au pus și sârbii o caricatură mare, s-o vedem noi peste Dunăre, conturul României pe niște picioare de vacă și sub văcuța asta cu conturul României niște soldați sovietici care o mulgeau.
soldații sovietici care mulgeau România. Deci vă dați seama că ei spuneau despre noi că suntem sclavii lui Stalin, noi spuneam ca și Stalin că ei sunt călăii, că Tito e călău. A murit Stalin în 53, în 55, cum îl cheamă, Nikita Hrușciov, s-a împăcat cu Tito. Imediat, Gheorghiu Dej s-a împăcat și el cu Tito, că și Ceaușescu și Gheorghiu Dej îl admirau pe Tito. Să ne înțelegem, în secolul 20 e un singur lider european care le-a rezistat celor doi tirani. Cu succes le-a rezistat. Tito. I-a rezistat și lui Hitler, i-a rezistat și lui Stalin. Și i-a și îngropat pe amândoi, cum s-ar spune. Și moare, cum se știe, în 1980. Tito, plâns de o lume întreagă, adică ce a fost la mormântarea lui, cred că, nu știu, a fost paradă. Toți liderii. Da, nu știu, în fine, lucrurile sunt, am fost ca ministru, am vizitat Slovenia. În Slovenia, cred eu că am întâlnit oamenii cei mai sceptici la adresa lui. Vila de protocol a lui Tito din Slovenia, acum e a Ministerului de Externe al Sloveniei, am avut ocazia de a locui acolo. În fine, nu e nici ceva spectaculos. Cum era pe vremea aia, că și noi, dacă te duci în casele lui... Apropo, anul ăsta am fost la Deva și am dormit în camera în care a dormit Ceaușescu. Vreau să vă spun că acum ți se pare modestă. Puteți dormi oricare, nu? De altfel e un motel privat, da. Da, e camera Nicolae Ceaușescu, camera Elena Ceaușescu și dacă aveți fetișuri, puteți să locuiți care vreți. Dar nu vă așteptați la ceva uluitor. Camerele din, eu știu, din vilele... Nu, nici pe departe, nu. În fine. Deci cam asta cu Serbia și cu Iugoslavia. Altfel, în copilăria mea, mai vreau să vă spun, mergeam la Turnu Severin, la Piața Sârbilor. Părinții mei luau, nu știu, țigări, maica mea lua Vegeta. Da? Vegeta, cum s-o citi. Vă dați seama că eram destul de modestuți și noi, așa, dacă cumpărau maica mea, toate femeile își doreau să aibă Vegeta. Și noi copiii luam gumă de mestecat, în fine, cine mai luau blugi. Știți cum vorbeau sârbii cu noi? Cuscre. Cuscre. De ce? De la nunta din 1922 aluminion cu regele Iugoslaviei. Cuscre. Hai mă, cuscre, că îi rupeau românește. Noi spuneam, nu e scump. Cuscre, nu e scump. De la nunta aluminion de care vorbeam. Deci vedeți cât de frumoasă e. Televiziunile de astăzi folosesc destul de des sintagma Casa Regală. Despre acest lucru. Este corect? Este legal? Este exagerare? Nu, cred eu, calchiere, cred că în engleză Royal House. Este adevărat? Ne referim numai la Margareta și la Prințul Duda. Nu ne ducem mai în spate. Când au activități de ale lor, Casa Regală face, Casa Regală trece. Dom'le, eu am o mare stimă față de alteța sa regală, Margareta, custodele coroane. Mie mi se pare un om absolut deosebit. Formula este perfectă. Casa e regală. De ce? Vă spun de ce. Are... Lăsați, doamnă, că nu mă deranjează. Oricum vă mulțumesc că rămâneți cu domnișoara aici. Câtă vreme deține coroana, e casă regală. Coroana. Margareta este custodele coroanei. Are coroana în grijă. Câtă vreme coroana e acolo, casa e regală. Nu înseamnă că ești rege pe tron sau coroana e acolo. Ce vreți să vă spun? Am afară printre cărțile, am făcut acum vreo câțiva ani înainte de pandemie, editura Curtea Veche mi-a aranjat vreo 4 zile, zi de zi, m-am întâlnit cu alteța sa regală, principesa Margareta, 3 ore.
4 zile, 3 ore. La Palatul Elisabeta și eram servit cu un ceai și vorbeam și o înregistram. Și rezultatul e fără o carte despre Margareta, în care spune, zice, ea fiind fiica mai mare. Ce m-am temut foarte mult când copil fiind am auzit că mama e gravidă. Ce m-am bucurat când am văzut că e o fetiță. Când s-a născut al treilea copil, și eu și sora mea ne era teamă să n-apară un băiat. Că ne gândeam că dacă apare un băiat, dragostea tatălui se duce la el. Și a fost a treia fetiță, a patra fetiță, a cincea fetiță și spune Margareta ce acum regret. Pentru că îmi dau seama cât tata cât aștepta un băiat. Și vreau să vă spun ceva, eu am convingerea că istoria noastră după 1990 se juca puțin altfel dacă regele Mihai avea un băiat. Țineți minte ce vă spun, că noi suntem un popor tradiționalist. Și, sau eram în orice caz în 1990. Nu știm ce se întâmpla dacă regele Mihai avea un băiat. Având numai fete, a fost ținta tuturor loviturilor. Vă aduceți aminte? Dumnezeu să-l odihnească, Vadim Tudor, că nu ne războim cu morții. Dar spunea, ce iepele alea, cinci iepe să vină în România, ce vor palate, ce vor... Un limbaj suburban e puțin spus. Erau cinci fete. Iar cam asta e. Dar coroana României, cum, n-are cum, noi nu trebuie să renunțăm la coroana României. Unde e coroana României? Acolo e casă regală. Nu putem ști, uite, copiii ăștia care, elevele de liceu sau elevii de liceu, poate într-o zi vor spune, ce prostie e asta, ce, uitați-vă, ce alegere, dacă se hotăresc ei să se întoarcă la monarhie. Credeți că e partida jucată? Nu neapărat. E suficient să cauți un nepoțel de-al reginei Maria undeva prin Europa. Uite, domnule, ăsta e nepot al reginei Maria. Și cu o operație de marketing bună, îl faci personaj politic. Ce vreau să vă spun? Că nu vreau să discutăm despre alegerile de anul ăsta, dar e multă lume care nu e mulțumită de ofertă. Copiii ăștia mai pot să știi cum vor gândi? Eu cred că în continuare partida monarhică nu e exclusă. Pare acum moartă, dar nu e îngropată. Nu e îngropată. Câtă vreme e coroana? Am să vă formulez direct o întrebare. Nu este indiscretă, dar e, cred că, mintea tuturor admiratorilor dumneavoastră. De ce, în ghilimele, ați dispărut după funcția care ați avut-o de ambasador? Eu vă consider un ambasador al istoriei României. Asta e o întrebare. Drag, vă răspund foarte sincer. Nu, să știți că m-am simțit foarte bine la Paris și după Paris mi s-a propus un alt post. Eu n-am lăsat o imagine proastă în Ministerul de Externe. Dar, deși inițial am zis că da, era vorba tot de o țară francofonă, se întâmpla deci la sfârșitul 2020, nu știu cum să vă zic, am zis da în prima fază, dar pe de altă parte anul 2020 a fost foarte prost pentru mine, pentru că am prins pandemia la Paris. Vreți să vă imaginați că am făcut Paștele singur? Soția de atunci era actriță, era în țară. Eu nu puteam să plec să-mi las ambasada. Dacă pleacă numărul 1, ce pretenții ai de la ceilalți să rămână? Evident că am rămas acolo și asta face că Paștele anului 2019... m-a prins singur. Un prieten român de acolo zice, hai că vine o să te iau, vii la noi. Mă, zic, m-am gândit, zic, ce să fac, vine să mă ia. Și șoferul meu a fost printre primii care s-au îmbolnăvit de COVID. Evident că nu l-am mai chemat, să stai, domne, acasă și fă-te bine.
Și omul ăsta ce ai că vin în steau la noi, zic, mă, vine să mă ia. Seara trebuie să mă aducă. În ziua de Paști să nu bea un pahar, doar ca să mă aducă pe mine, mi-a fost jenă. Și 19, duminică, 19 aprilie, nu mi-a plăcut. Eram într-o colivie de aur. Aveam un card pe care scria ambasador de la România, opre de UNESCO. Nu mă oprea poliția, doar arătam cardul, deși nu făceam chestia asta. Completam și o hârtie, la fel ca toată lumea. Dar hai să zic că uneori mai depășeam o oră. Era foarte strict acolo. Trebuia să spui, ca și în România, că modelul e după Franța. La ce oră ieși? 10:45. Și după o oră s-a mai întâmplat, grăbindu-mă sau mai făcând diverse lucruri, circule. Nu se lua nimeni de tine. Dar ce să faci? Puteam să stau toată ziua pe afară. Ca să ce? Parcuri închise, librării închise, muzee, bineînțeles, până și Chiul Senei era închis. Și eu stăteam într-o clădire cu 14.000 de euro metru pătraj, mă uitam pe geam. Stăteam lângă Louvre. Vedeam de pe balcon Louvre și puțin mai departe Turnul Eiffel. Și ce să faci? Ca și dumneavoastră, stăteam și citeam toată ziua, mâncam, beam, ieșeam, cumpăram mâncare și vin. Eu nu sunt băutor de vodka, de exemplu. Nu că am ceva cu vodka, dar în general nu beau tărie. Nici whisky nu mă omor, niciuna. Imaginați-vă că în toți anii după decembrie 2015, a fost primul Crăciun pe care l-am făcut la Paris, a fost decembrie 2015. În fiecare an comandam 200 de sticle de vin românesc, fetească neagră, îl luam la prețul cel mai convenabil și le făceam cadou la 190 de ambasadori ai altor țări la UNESCO. Mai puțin unele țări, cum ar fi, de exemplu, la țările arabe. Nu le făceam cadou o sticlă de vin, deși, în întâlniri private sau în recepții pe care le dădeam, n-are rost să vă ascund, mulți dintre ei beau. Dar nu se făcea să le trimiți la ambasadă în mod oficial. Le puneam, habar n-am, am suc de mere, albume, DVD-uri, gemuri de la topolovenii. Dar oricum trimiteam 170-180 de sticle de vin. Primeam diverse cadouri, ciocolată de la elvețienii, ce să vă spun, de la Germania am primit papetărie, oan și acum, n-am terminat nici creioane, nici caietele lor. Cei mai finuți la cadouri și cei mai calculați, japonezii. An de an, câte un calendar, altfel superb, cu 12 foi, mare, luxos, să-l pui pe perete, cu ce credeți că erau fotografiile? Ikebana, aranjamente de flori, ceva incredibil. An de an primeam, evident, alte imagini, și asta primeau toți ambasadorii, acel calendar an de an. E, în schimbul, să zic, sticlei mele de vin, din Polonia, Bielorus, Rusia, Ucraina, Finlanda. Ce credeți că primeam? Vodka. Nu beam. Nici nu aduceam în țară. Ce să faci? O car pe bagaj din Paris la București ca să ce? Și aveam acolo în camera de lucru în care lucram, că era mai mare, și vedeam și la televizor, aveam și un radio mereu deschis, dar era și cea mai mare unde dădeam recepțiile. Și o țineam acolo, s-au strâns, vă dați seama, câteva sticle în fiecare an. Și să revin. Într-adevăr, cum v-am spus, am mai primit o propunere foarte onorantă, pe care am zis da, după care zic, mă, totuși, stai puțin, eu ce vreau să fac cu viața asta? În primul rând vă spun deschis, nu e cea mai bună manieră de a păstra o căsnicie. Nu e. În al doilea rând, părinții mei, ba chiar în primul rând, cred că a fost asta,
Părinții mei încă erau amândoi în viață, că taică m-a murit anul trecut, Dumnezeu să-l odinească, păi trecuseră de 80 de ani. Îi vedeam, știți când? Vara în concediu și de Crăciun în concediu. 5 ani jumate, eu îi vedeam de 2 ori pe an. Nu i-am convins să vină la Paris odată. Am zis că îi forțez, că îi sedez, îi aduc. N-a fost chip. Îmi spuneau, dar ce facem cu câinele? Că stai că e câinele și pisica. Toamna zice, hai că venim în mai. În mai le spuneam prin februarie, mamă, vă iau bilet. Da, bine. Stai că peste o lună lui tata a expirat buletinul. Ce, hai că nu venim în mai, venim în toamnă. M-au plimbat, n-au venit. N-au vrut să se deplaseze. Erau mulțumiți că sunt eu acolo. Și zic, ce să fac, mă, să mai stau, iar 5 am plecat. Și în fine, ultimul lucru, nu vă ascund, mie îmi place enorm de mult la catedră. Nu e vorba de asta. Când am plecat în Franța ca ambasador, eu m-am înghețat cursurile. Că așa se făcea. Cursul meu a fost înghețat. Păi dacă aș fi știut eu că se va ține curs vreodată prin calculator, aș fi fost primul care aș fi început. Și îmi păstram și cursul. Nu mi-a lipsit asta, deși am făcut vizite și acolo și în facultăți și în licee, dar mi-a lipsit. Și în fine, ca să fiu onest cu dumneavoastră, salariul unui ambasador este de 4.900 de euro. Era în sub salariul unui profesor de liceu francez. Sigur că pare mult în românește. Maica mea era încântată de salariul meu. Se gândea că cine știe, e jumate din voi fi jumate din Bill Gates. Oameni buni, ce vreți să vă spun? Prețurile sunt altele acolo. Orice, prețul la orice e altul. Biletele de avion ți le plătești când vii. Ca ambasador ai dreptul la un singur bilet pe an. Cel din concediu. În rest, tu trebuie să stai acolo. Ah, că mai vii. Treaba ta, poți să vii săptămânal. Dar îți iei biletul. Și evident că oricine mă vizita, sigur că plăteai biletul. Au mai fost cazuri, mi-a murit un văr, povești de genul ăsta. Când iei un bilet de pe o zi pe alta, credeți-mă, s-a întâmplat să dau și peste 1.000 de euro pe un bilet. Trebuie să vin. Ce să faci? Nu odată te desparți de rude. Și oameni, și probleme de genul ăsta. Și am zis, și dacă pe lângă 4.900, să zicem, dacă soția sau soțul mai stau cu tine, mai primești 1.000 de euro în plus. Dar dacă stă cu tine și nu lucrează, nu era cazul, vă dați seama. Și deci nu, nici salariul nu era ceva care să zic, mă, las familie, las părinții. Și până la urmă am spus, mă, zic, mulțumesc mult de tot, dar hai că totuși m-am hotărât. Deci nu, eu sunt profesor de istorie, să ne înțelegem. Eu nu sunt diplomat. Că am fost ministru, am fost numit politic. Că am fost ambasador, m-a numit Iohannis, președintele Iohannis. Dar nu mă consider diplomat, că n-am fost diplomat niciodată. Că am servit țara în calitatea asta, sunt foarte mândru, dar eu sunt profesor de istorie. Ei, acum puteam fi și ministru președintele Americii. Nu mai veneam la Giurgiu. Cum mă mai vedeam eu cu domnul Octavian Ursulescu? Ba da, Tavi, totuși contează, Tavi. Vă rog. Că un jucan de-al nostru a scris istoria rezistenței din munți a românilor. Dar sigur, sunt mai multe cărți. Aurel, se numește Aurel Brișcă. El a fost dizident și după Revoluție s-a făcut șoarece de bibliotecă, a intrat în arhive și a scris vreo 2 ani de zile și au dat doctoratul vreo 7 de la CNSAS sau cum se numea, așa, cu aceste lucrări. Eu le-am citit toate,
pentru că le-am găsit la un profesor de, care a decedat la 105 ani, un profesor de fizică. Vreau să vă spun că dacă dumneavoastră aș centraliza într-o singură carte, astea sunt vreo 7 volume, se găsesc la bibliotecile tuturor școlilor, dar am întrebat vreo 3 bibliotecare, niciun elev n-a citit așa ceva. Ei au fost niște eroi ai neamului, cărora li se spuneau bandiți, și dacă dumneavoastră a scrie o carte centralizată pe rezistența din Făgăraș, din, fie și inspirată și din cărțile lui Brișcă, eu cred că o materie la liceu care s-ar numi opțională, istoria, fie istoria regalității românești, e un gol și eu am golul ăsta și, și așteptam că veți aborda un subiect cu regalitate. Am înțeles, da. Nu, vă mulțumesc, haideți că am înțeles. Hai să vă dau și o veste bună. Începând din acest an, sau mai bine spus de la anul, că acum e tot ce a început anul, va fi obligatoriu la liceu, la clasa 10-a, istoria comunismului în România. Comunismul? Da. A regalității nu știm nicio generația așa. A regalității se face, să știți, se face bine. Se face bine, da. Dar va fi de anul ăsta, va fi de anul viitor, pentru că acum se fac manualele și la un manual lucrez și eu, de altfel, de istoria comunismului. Aveți dreptate ce spuneți cu rezistența în munți, dar câte subiecte, câți eroi n-avem care nu sunt cunoscuți. Aveți foarte mare dreptate, dar pe de altă parte să nu disperăm. Mereu vor fi tineri care vor fi interesați. Nu toți tinerii, că nici noi n-am fost toți. Nici din generațiile noastre nu știu toți toată istoria. Exista principiul regele domnește, dar nu guvernează. Poate că noi, generația noastră, avem ceva speranță. Dar în condițiile în care președintele și conduce și guvernează, iar suntem într-o evoluție spre globalizare, asta cred că face aproape imposibilă instituția sau restaurarea monarhiei. Da. Nu știu ce să zic. Eu cred în continuare că într-un fel monarhia e în ADN-ul nostru ca popor. Noi avem așteptări nemăsurat de mari de la un președinte. La drept vorbind, pe bune, adică uitați-vă la programele fiecăruia. În mod categoric promit oamenii lucruri pe care nu le pot face. Vă spun foarte deschis. Eu nu mi-am pus mari speranțe, deși mi-aș fi dorit ca proiectul României Educate să fie un succes. Dar nu se face la nivel de președinte. Cel pe care îl tragi la răspundere pentru educație este guvernul. Președintele se ocupă de politică externă, de siguranță, este șef al CSAT-ului. Sigur că era normal ca un președinte profesor să propună un proiect pe educație. Dar să știți că, de fapt, guvernul se ocupă de educație. Că poate să spună președintele orice soluție miraculoasă, dar dacă guvernul nu aplică, rămâne proiect. Ori eu cred că în continuare România au una așteptări mari, prea mari poate de la președinte, pentru că de fapt imaginea noastră, noi până acum, cât e din 47? Păi 60-80 de ani. 77 de ani. Nu știm ce va fi, repet, nu știm ce va fi. Cred că perioada asta de indecizie din ultimii 30 de ani a fost legată de faptul că n-a existat un moștenitor bărbat al regelui Mihai. Cel putea opri să-și facă un partid? Acum, în Constituția României spune că România e republică. Ei, nu, zău! Cine a hotărât asta? Păi va veni din urmă o generație care spune cine a luat decizia asta pentru noi? Cine e Ion Iliescu? Cine e Nicolae Văcăroiu? Cine sunt părinții Constituției? Cum îl chema? Așa.
copiii ăștia, studenții mei, credeți că mai știe cineva cine a fost domnul Iorgovan? Și vor spune, cum să scrie în Constituție că România e o republică? Poate vrem să fie, da, ce vrem noi, fiecare generație și impune. Deci nu, n-aș paria că va rămâne o republică România pentru totdeauna, că nu există totdeauna în istorie. Mâine ne poate lovi un cutremur și să alege praful de toată politica noastră. Și lumea votează un general care iese și spune, eu fac ordine. Într-o situație de calamitate sau de criză, fiți convins că după primul război mondial, cel mai de succes om politic a fost generalul Averescu. Un numele Partidul Poporului. Păi ce vrei populism mai mare? Partidul Poporului. Adică eu vă propun Partidul Poporului. Astăzi am râde de cineva care vine cu nume de genul ăsta. Am o singură întrebare, domn profesor. Și pe această cale vă și salut un juvete de-al dumneavoastră. Vă dați oltenii cum să găsesc. Da, să găsesc. Am întrebare. Fiind copil, am copilărit, m-am jucat în palatul de la Segercea. Pentru că eu sunt Segercea. Așa. Și nicăieri în Segercea nu am găsit nicio filă de istorie regală. Nici o bibliotecă, acum nici o primărie, nici nicăieri. Întrebarea este următoarea. Credeți că aș putea găsi în Craiova, undeva, în arhive, așa ceva? Categoric. Păi sigur. Dar stați puțin, dar în fața cramei actuale Segercea e statuia lui Carol I. Corect, da. Nu, segărcenii și-au redescoperit. În primul rând că Segercea a fost domeniul regal. Bunicul meu, Dumnezeu să-l odihnească patern, era inginer viticol și să știți că a lucrat o vreme la Segercea. Era inginer de ăsta cu viile. Și... cum? Nu, Cioreanu îl chema, bunicul patern. Dar bun, ce vă spun eu înainte de război. Păi de unde, domne, să îndea cramele, săracul, că a făcut? A lucrat la Segercea și pe urmă a venit Carol al II-lea și el fiind inginer viticol, Carol al II-lea, știți că n-a mai făcut partide după 38. Și prin 39 bunicul meu a fost pus primar. Bănuiesc că a intrat în partidul lui Carol al II-lea, nu-mi dau seama. Am gândit că o să iau și eu dosarul lui într-o zi. Dar știi cum e, te ocupi de ale altora și de ale familiei mai puțin. Și a fost arestat după război, l-au agățat târziu. L-au agățat târziu pentru că l-au găsit că a fost primar într-un sat din Oltenia, se cheamă Galicia Mare, dar nu-l găseau că făcuse vreo politică. Nu putea să-l agațe pe chestia cu politica. Și el ajunsese primar după 38. Să zicem așa, pus primar datorită faptului că Carol al II-lea cam începuse prigoana împotriva partidelor. Și sincer, chiar vreau să iau dosarul lui bunicului meu. Și a fost primar la Galicia Mare, pe urmă închis puțin ca primar. Ce să mai discut? Credeți că a murit târziu, a murit prin 90 și eram eu student. Dar să știți că nu îi plăcea să povestească de închisoare. Cât a stat? N-a stat mult, a stat până în 3 ani. Când el a fost arestat în 58 și deja se mai... da, înmuiase. Adică n-a fost luat în 48. A fost luat în 58. Că nu l-au găsit, nu fusese nici țărăniți, nici liberal, nici cu Averescu, nici cu... probabil să fi intrat în frontul plugarilor ăsta al lui Carol al II-lea, dar nu cred că a fost pus ca mai curând ca inginer, că el era inginer viticol. Școala o terminase în 1929. 1929. Făcuse școala la Turda, am spus azi în piață. Și a lucrat o vreme la Segercea pe domeniul regal, dar a lucrat pe mai multe podgorii, că atunci în Oltenia, oameni buni, păi în Oltenia erau ingineri agricoli, erau viticoli, cred că erau pe degetele de la două mâini cel mult. Drept care el a lucrat pe mai multe podgorii din Oltenia, inclusiv la Galicia Mare, în crama
pe care acum o are Mircea Dinescu. Sau în orice caz, eu am vizitat-o cât o avea Mircea Dinescu. Ne-a invitat cu ani în urmă Mircea Dinescu. Vreau să vă spun ceva. Un răspuns academic. De-a gândit un dată să vedea. Ileana, imediat. Antonescu a fost erou sau a fost scalător? Da, vă respect întrebarea. Să știți că tocmai asta era subiectul la care mă gândisem, am spus-o la început. Dar uite, poate lăsăm pe la anul, că o să vin și cu cartea în care am două capitole despre Antonescu. Dom'le, știți cum? El a fost un erou în sensul în care îi spune că a fost un erou dintr-o piesă de Shakespeare. Altfel, eu la capitolul eroi mă gândesc la, uite, la Ecaterina Teodoroiu. Eu cred că e o eroină prin excelență. Mă gândesc la Avram Iancu. Nu m-aș gândi la Ion Antonescu ca un erou, dar un erou al epocii lui a fost, dar în sensul de dramă, cum v-am zis, dramă de Shakespeare. Nu e ușor să alegi între doi draci. Doi draci în istorie, Stalin și Hitler. Ce să faci? Ce să faci? Nu obținea săracul România Mare, că nu ne mai dădea Hitler Transilvania. Nu ne mai dădea Hitler Transilvania, ne-a lăsat cu Basarabia. Transilvania, mă rog, ce dăduse la unguri era abundată. Da, și bunicul meu îl stima foarte mult pe Antonescu, să știți. Ambii mei bunici îl stimau pe Antonescu, dacă m-ar auzi vorbind sau dacă ar citi viitoarea mea carte, nu le-ar conveni. Dar eu nu sunt un admirator al lui. Am și spus-o, nu mai insist. Cum să intri în război fără un petec de hârtie cu nemții? Dom'le, intrăm în război. Eu fac aia, trimit numărul de divizii și dumneata face aia. Noi n-am avut așa ceva. Și se trezește târziu Antonescu sau Mihai Antonescu, ministru de externe, începe să bată nemților apropouri, dar prin 42 și nemții spun, cum, domne, aduci în discuție ce frăția de arme mare nevoie de hârtii? Soldații noștri luptă împreună în Rusia, n-avem nevoie de hârtii. Sângele nostru curge împreună. S-a jucat Hitler cu Antonescu într-un stil pe care nu-l puteți bănui. Avem citiți ca ofițer stenograful lui Hitler, Schmidt îl chema, ne-a lăsat transcrierea stenografiată a discuțiilor dintre Antonescu și Hitler. Știm astăzi ce au discutat la fiecare întâlnire. Înainte, noi am atacat Uniunea Sovietică 22 iunie 41, parcă, s-au întâlnit cu vreo 10 zile înainte. Hitler i-a spus, dar cu greu s-a hotărât să-i spună lui Antonescu, ba încă anturajul lui Hitler le spunea, nu le spune românilor. Și el, nu, domne, totuși lui Antonescu îi spun, dar cu vreo 10 zile înainte. Și îi spune, uite, așa și așa, vom ataca Uniunea Sovietică. Antonescu se entuziasmează, Hitler zice, nu. Zice, România, dumneavoastră trebuie să aveți grijă să păstrați ordinea în țară, noi avem nevoie de petrol și de furnizarea de grâu și să păstrați liniștea în țară. Nu, Antonescu spune, poporul român m-ar condamna dacă n-am intrat în luptă. Vrem să intrăm în luptă. Hitler, nu. Nu, armata germană e suficient de puternică. Nu simțim nevoia că trebuie să luptați. Deci Hitler îi spune lui Antonescu că n-are nevoie de armata română. Și Antonescu plusa. Nu, domne, vrem să murim pentru cruce. S-a jucat cu el. Hitler era de o abilitate incredibilă. Antonescu era un ofițer probabil cinstit, n-am nicio îndoială că era cinstit, dar a fost de o naivitate, Hitler se juca cu el. Nu, dumneavoastră, armata germană e foarte puternică, dumneavoastră țineți ordinea în țară. Nu, domne, vrem să luptăm pentru cruce. Să sperăm că nu. Nu cred. Giurgiuvenii mă mandatează să vă mulțumim mult de tot și să vă spun că vă prețuim și vă așteptăm din nou la Giurgiu cât mai repede posibil. Cu drag! Mulțumim! Auzi, eu am zis că, domnule, profesorii vorbesc 2 ore, nu o să vorbesc 2 ore, uite că s-au făcut 2 ore. Vă mulțumesc mult de tot, realmente. Să ne vedem sănătoși. O ultimă idee, oameni buni, să ne vedem și în pace.
că e, mi se părea că vine de la sine pacea, dar... Presupun că v-ați făcut o părere și o aveți și astăzi referitoare la conflictul care există astăzi între ruși și ucrainieni. Vă rog frumos două cuvinte doar. Cu drag, și despre asta scrie în carte. Ce să vă spun, doamnă, doamne, totuși vorba de un stat care a atacat un stat, alt stat. Și cu asta basta, nu cred că sunt multe de spus. Eu nu zic că nu ar fi putut discuta, eu nu spun a cui e Crimea sau a cui nu e, că poate tătarii se ridică și spun că e a lor, sau turcii spun că e a tătarilor și așa mai departe. Dar parcă nici n-aș vrea să ne trezim atacați de un alt stat, doar din motivul că e mai mare decât noi. Cam asta, ori mie mi se pare că e totuși un apetit de stat destul de... E memoria imperială a Rusiei care nu dispare. Și a fost și în timpul țarilor, și în timpul Uniunii Sovietice, și e și acum. Noi suntem în pericol sau nu? Dacă rezistă ucrainenii, nu. Dar dacă rezistă ucrainenii, să știți, e foarte serioasă poveste. Și nu la România mă gândesc, că de bine, de rău, exact ce nu crede domnul militar, dar cât de cât NATO ăsta e ceva. Dar gândiți-vă la Republica Moldova. Că eu merg destul de des la Chișinău. Și mă emoționez de fiecare dată. Stat mic, cu probleme interne nenumărate și care ei efectiv depinde de ce se întâmplă în Ucraina. Da, și cu Transnistria în felul în care... N-aveți de ce. Să rămână, mulțumesc, o seară bună tuturor!